protest Greenpeace la Constanța. 20 de activiști au montat astăzi un banner uriaș pe podul de la Gigea în semn de protest față de alimentele fabricate din organisme modificate genetic. Pentru că nu aveau autorizație, protestatarii au fost amendați de polițiști. Este o decizie. Vă rog frumos, lăsați venerul așa, vorbiți cu ceilalți doi de dumneavoastră, să îl dați înapoi. We are trying to put this banner to say to the government that it has to ban the... You have an approval for that. No, there is no approval. Când trec nave mai înalte, pot agăța, se pot. Vă rog frumos, ridicați-mi. Dai de chem pompieri de la mine. În momentul în care aveți automații necesare să votați acest banner, veniți să mă uitați, da? Până atunci nu aveți acest drept. Bannerele care pentru moment, în condițiile atmosferice astăzi, reprezintă un pericol pentru navigație. Acesta este o acțiune a arăta României că acest canal este poartă de intrare a organismului modificat genetic. Noi cerem Guvernului României, în mod special Ministerul Agriculturii și Ministerului Mediului, să ia măsuri imediate de interzicere a importului și cultivării de organisme modificate genetic în România. Organizația estimează că anual pătrund pe piețele din România și de pe continent sute de mii de tone de alimente provenite din organisme modificate genetic.